Ați avut o postare la sfârșitul săptămânii trecute pe Facebook, dură ca exprimare, imbecililor, opriți-vă! Așa este. Era vorba despre modificarea asta care a strânit multe controverse în spațiu public, adoptată în plenul Senatului, înlocuirea sintagmei suspiciune rezonabilă cu indicii temeinice la dispunerea arestării preventive din codul de procedură penală. Care e pericolul? Deci, în opinia mea, pericolul este numai unul politic, unul de discreditare chiar a politicului care face lucrul acesta. De ce? Pentru că indiferent care e sintagma utilizată, indicii rezonabile sau indicii temeinice, tot judecătorul va decide. Sunt vorbitor de limbă română ca și dumneavoastră. Ce v-aș atenționa însă, formularea corectă este să fie probe care să îndreptățească la a se concluziona că sunt indicii rezonabile. Deci și sintagma noului cod de procedură penală cere probe pentru a se genera acele indicii rezonabile. Dacă citim articolul 202, aliniatul 1, ne dumirim că cei care vorbim limba română vom înțelege prin ambele sintagme același lucru, pentru că, repet, sintagma cu indicii indicii temeinice este precedată de cererea de a exista probe pentru ca judecătorul să poată dispune una din măsurile premergătoare începerii procesului, adică arestare, arest la domiciliu sau control judiciar. Deci, vorbitorii de limbă română sunt convins că nu, la o analiză serioasă, nu fac deosebire între abordările pe care le au politicienii. Tot mintea judecătorului va fi cea care va decide. Iar în postarea de pe Facebook la care faceți referire, eu spun, nu aici este problema. Problema este ca judecătorul să nu asculte o singură parte, deci numai procurorul. Problema este ca judecătorul să fie atent dacă procurorul a pus și elementele în favoare inculpatului, nu numai cele în defavoare. Problema este ca judecătorul să nu fie ținut de nimic. Să nu aibă nici presiunea procurorului, să nu aibă nici presiunea SRI-ului, să nu aibă presiunea nimănui, nici a politicului. Pentru că SRI-ul pune o presiune? Da. Eu aici utilizez declarația șefului departamentului juridic de la SRI, care a spus că după ce înaintează informările, pe urmă urmăresc până la finalizare un astfel de proces. E, cum îl urmărești? Stând în sediul SRI-ului, nu, în mod categoric. Există contactul cu judecătorul, cu procurorul, cu... Deci, ce mi-aș dori eu, și așa scriam și în postarea de pe Facebook, judecătorul să fie absolut liber, odată, el să fie atât de liber încât pentru el opinia publică să nu fie un element de presiune. Pentru că am văzut toți, dincolo de ce enumeram mai înainte, o cerere de arestare în care nu sunt prezentate toate aspectele și cele favorabile inculpatului, o urmărire de către SRI a dosarului. Mai este elementul celălalt care a fost generat tot de procurori, și anume scăpat la presă elemente din dosar, numai cele defavorabile inculpatului. Și atunci se creează opinia publică. O opinie publică ce nu trebuie să apese pe umerii judecătorului când decide arestarea preventivă a cuiva. Sau chiar când decide măsuri mai blânde, cum ar fi
restricții de a părăsi Bucureștiul, de a părăsi țara. Deci, cred că pasul următor în justiție este așezarea judecătorului pe locul lui Dumnezeu. El să fie judecătorul suprem al faptelor și nu influențe, nu altceva. De cât timp ați sesizat această tendință, domnule președinte? Deci eu am sesizat-o, a se manifestat foarte agresiv în ultimele 6 luni, trebuie să recunosc. A fost o olimpiadă a cătușelor. Sunt convins că mulți dintre cei care au fost scoși cu cătușe se vor apăra și se va schimba imaginea în timpul procesului. Poate am exagerat spunând mulți, dar sunt destui care au fost plimbați cu cătușe pentru spectacol. Și acest lucru dăunează la credibilitatea justiției, chiar dacă acum dă o mare satisfacție opiniei publice. Dar trebuie să gândești întotdeauna fenomenele în perspectiva lor. Vreau să ne imaginăm cum ne vom uita la această perioadă, la această olimpiadă a cătușelor, nu mai târziu de 5 ani. Un denunț suficient ca să te scoată din DNA cu cătușe și cu televiziunile anunțate și cu tot tacâmul făcut. Și poate omul ăla nu-i vinovat, este un denunț cu câteva elemente și poate în instanță întoarce punctul de vedere. Spuneați că în timpul mandatelor dumneavoastră nu exista o astfel de practică a arestării. Vedeați exemple de politicieni care au fost cercetați în libertate. Toate procesele mari de politicieni, când mă refer la procese mari, mă refer la implicarea unor politicieni proeminenți. Fie că a fost vorba de Voiculescu, de Năstase, de fostul ministru al agriculturii, Mureșan, de Codruț Sereș, de Pantiș, de cine vreți, au fost judecate în libertate. Este adevărat, care este marele dezavantaj al acestei modalități democratice de a face justiție? Dezavantajul este că gloria o ia judecătorul și nu procurorul. Și aici este, cred eu, și un conflict decența justiției și dorința de a epata. Pentru că dacă procurorul nu îl arestează pe cel pe care îl inculpă, nu îl propune la arestare și nu îl scoate la reținere cu cătușe, el a pierdut ocazia gloriei. Ea va fi marcată pentru judecătorul care peste 3 ani, peste 5 ani, peste 8 ani condamnă. Și se pare că aici avem o mică problemă de concurență. Cine face justiție? Iar eu spun indiscutabil, judecătorul este justiția. Peisajul ăsta hollywoodian pe care descrieți, competiție, olimpiadă... Da, nu-l vedeți și dumneavoastră? Este... Vedeți, s-a petrecut totul după terminarea mandatelor dumneavoastră. Bun, arestări au fost și în timpul mandatului meu. Dar... nu în forma aceasta atât de